Salut, săgetători! Voi face citirea pentru luna nouă din 18 iunie de la ora 7:36, o lună nouă care se perfectează în 26 de grade și 43 de minute, gemeni, ceea ce înseamnă o casă a contractelor pentru voi, o casă a șaptea. Contracte, asocieri, căsătorie, logodnă, procese, poate fi și deci, semnarea unui contract. Haideți să vedem ce sfat primiți din partea tarotului ermetic. Un prinț de spade. Aveți un bărbat foarte tânăr, un bărbat care are ascendent zodia în gemeni. Un bărbat capabil să vă facă foarte mult rău. Este o persoană care consideră că ea are niște drepturi asupra voastră sau își dorește ceva de la voi, dar fiind un războinic, vine să-și ia așa cum își ia un războinic, rănind, producând distrugeri, producând rău în jur. Să vedem ce arcane aveți. Iată un 6 de cupe. Este vorba de trecut, o prințesă de bâte și 8 de monede. Exact ceea ce reprezintă acel războinic. Este o persoană din trecut, o persoană care vine acum spre voi, o persoană care se menține secretă, adică soarele în scorpion, deci dă acest aspect secret, ascuns, o persoană care nu vine să vă vorbească, să vă spună, să negocieze, să discute, fiindcă ați avea un doi de cupe. Nu, este o persoană ascunsă, o persoană care este din trecut și este capabilă să vă facă foarte mult rău. Aveți și o prințesă de bâte, o femeie cu ascendent zodie în berbec sau lună plină în berbec, o femeie care își dorește lucruri noi, își dorește schimbări, își dorește călătorii, dar este o femeie care poate să și muncească foarte mult la locul de muncă și aspectul acesta nu îi aduce numai venituri ei, au foarte mult de profitat cei din jurul ei. Și contestarea. Exact ceea ce reprezintă acel prinț de spade, vă contestă bunurile muncite de voi, fiindcă aici asta reprezintă fecioara și soarele, reprezintă munca voastră, soarele în fecioară, munca voastră, acumularea cât de minoră este din munca voastră, este o acumulare mică, uitați-vă, aveți 4 trandafiri, deci mediocru, dar acest lucru îl râvnește acest prinț de spade. Deci nu aveți o situație prea roză, am putea spune, legat de contracte, de asocieri, de procese. Această persoană poate să fie legată de un contract. Haideți să vedem ce vă spun runele. Acesta o să-l iau.
Deci ăsta este benefic, ăsta este benefic, îl observați, așa, și ăsta. Și aici, iată, ansuz, reprezintă vorbire, reprezintă gură. Deci, o persoană v-a dat un sfat, dar acest sfat a fost intenționat, dat greșit, astfel încât să vă aducă în puterea ei, să vă facă să depindeți de ea, să vă vadă cumva mai jos decât ea, decât această persoană sau decât el. Deci este o persoană care intenționat v-a dat aceste sfaturi pentru a vă produce o separare dintr-o relație, pentru a vă aduce o cădere de vitalitate, de energie. Dar totuși, această situație, am putea spune, nu puteți să o schimbați, nu puteți face nimic și totuși voi aici aveți munca voastră, resursele create prin munca voastră, fiindcă această rună în poziție dreaptă reprezintă vite, vitele reprezintă acumularea, acumularea din muncă, prin munca voastră și o situație benefică în care vă recuperați vitalitatea, energia, hotărârea, dar și daruri pe care le primiți, daruri materiale, daruri spirituale, relații bune, declarații. Deci este o situație foarte benefică aici. Cele trei rune, acestea două n-au decât o poziție stabilă. Ele aduc foarte mult bine când sunt amândouă. Și când vine și fecund într-o poziție bună, vă gândiți că munca voastră, în final, o să vă bucurați de munca voastră, adică de acumulare, de tot ce reprezintă munca voastră, atâta cât este. 8 de monede. Dar nici întotdeauna este bine să nu vă aventurați pentru a demonstra acelui prinț de spade că, de fapt, nu este corect să vă atace și să vă atace acumularea prin munca voastră. Deci nu veți pierde timpul cu el, fiindcă dacă veți încerca să pierdeți timpul cu această persoană, înseamnă bani, înseamnă pierdere de timp și nu îi veți schimba ideea. Deci, este o persoană care a urmărit o vulnerabilitate, în primul rând, ceva care este legat și de trecut. Poate să fie și de o relație pe care ați avut-o în trecut, de prietenie, de ceva, și pe acest lucru se bazează. Nu-l interesează dacă este corect să vină să ia munca unui om. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc numai bine și dacă v-a plăcut sau dacă vă ajută această citire, voi veți vedea această situație peste 6 luni, când aveți luna plină în gemeni și soarele în săgetător. Și atunci veți analiza mai bine. Deci, dacă vă ajută, puteți să ajutați și voi canalul să se dezvolte prin a da un like sau a vă abona. Nu vă costă nimic, bineînțeles, decât acea bunăvoință și vă mulțumesc!